Astăzi, 22 decembrie, în piața prefecturii de la Târgu Jiu, a avut loc o ceremonie de comemorare a Revoluției din decembrie 1989. Revoluția română din 1989 a constat într-o serie de proteste, lupte de stradă și demonstrații desfășurate în România între 15 și 21 decembrie 1989, care au dus la căderea dictatorului Nicolae Ceaușescu și la sfârșitul regimului comunist din România. Demonstrațiile din ce în ce mai ample au culminat cu procesul și execuția soților Ceaușescu. Înainte de Revoluția Română, toate celelalte state est-europene trecuseră în mod pașnic la democrație. România a fost singura țară din blocul estic care a trecut printr-o revoluție violentă în care conducătorii comuniști au fost executați. Cei 32 de ani ai Zilei Libertății și a Victoriei au fost sărbătoriți într-un stil care a respectat întocmai restricțiile pandemiei. A fost ținută inclusiv o mică slujbă în cinstea celor eroi care s-au sacrificat pentru o cauză nobilă, pentru un viitor strălucit. Depunerea coroanelor a fost un moment extrem de emoționant realizat în semn de apreciere la adresa eroilor Revoluției și prezentat de către Iani Gârbaciu, purtătorul de cuvânt al Teatrului Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Consiliul Județean Gorj. Consiliul Local și Primăria Municipiului Târgu Jiu. Garnizoana Târgu Jiu și ANCMRR Gorj. Marele eveniment a fost încheiat, cum era de așteptat, prin marșul militar.